președintele Comitetului Național de Conducere al PNCCD Gheorghe Ciuhandu și președintele de onoare Ion Diaconescu cheamă țărăniștii la luptă pentru instalarea lui Victor Ciorbea la șefia partidului, pe care îl consideră mai potrivit de șef decât Radu Vasile. Într-un mesaj postat pe site-ul PNCCD, președintele de onoare al partidului îi sfătuiește pe membrii să vină la congresul de pe 18 iunie și nu la cel programat pe 9 iulie, de aripa Aurelian Pavelescu. Acesta din urmă vrea să-l înscăuneze președinte pe fostul premier Radu Vasile. Nu mai preluăm teme de la Pavelescu sau de la ala de la Timișoara. Deci deocamdată PNT-ul are un traseu foarte clar stabilit. Deci pe 18 iunie avem congres. Dacă vreți să veniți la congres, cu mare plăcere vă primim. Asta trebuie spus la toată lumea. Pentru că mi s-a luat de la peste curiști care nu fac altceva decât scindări în partid. Pentru mine există PNT-CD. Acolo unde sunt seniorii partidului și oameni care legitimează acest partid. Cu toate că PNCCD este un partid mic, stabilizat de ani buni sub 1%, are orgolii prea mari și ambele aripi își revendică legitimitatea.